Săptămâna trecută am citit la știri o veste care m-a alarmat. Săptămâna aceasta sunt uimit pentru că nu se mai vorbește despre știrea aceasta, despre lucrurile care au ieșit la iveală săptămâna trecută, nu se mai vorbește nimic ca și cum ar fi ceva de puțină importanță. E lucrul acesta m-a motivat ca să fac și eu acest video. În speranța că cei de care atârnă rezolvarea cazului vor dori să se implice și vor dori să îl ducă până la sfârșit, să-l rezolve, pentru că ne privește pe toți, inclusiv îi privește pe ei. Deci despre ce vorbesc? Săptămâna trecută, un controlor de trafic aerian din cadrul organizației, agenției, nu știu ce este aceasta, MOLD STSA. Deci, este compania care se ocupă cu dirijarea traficului aerian în țara noastră, în Republica Moldova. Și iată, un controlor de trafic din cadrul acestei organizații, pe nume Eugen Sajin, a făcut o declarație pe pagina sa de internet și, dumnealui, a spus că în data de 23 iunie anul curent, cu aproximativ două luni în urmă, un avion al companiei Aer Moldova cu 140 de pasageri la bord, ar fi fost aproape de o coliziune în aer cu un alt avion de dimensiuni mai mici. Deci al doilea avion a zburat de la aerodromul din Vadul lui Vodă și ar fi fost foarte aproape să se lovească, cam la 10-15 metri distanță unul de altul și s-ar fi lovit în avionul acesta al companiei Air Moldova și asta înseamnă că ar fi murit 140 de pasageri din acest avion și, bineînțeles, cei care erau în avionul de dimensiuni mai mici. Presupun, erau oameni care au mers la vadul lui Vodă ca să sară cu parașuta. Acum, zice, controlorul acesta a dezvăluit informația, Eugen Sajin, și el menționează că nu s-a făcut o investigație adecvată a incidentului, iar vina a fost pusă pe seama controlorului de trafic. Dumnealui spune că în ziua aceea ar fi trebuit să stea acolo, la bordul acesta de unde sunt derejate zborurile, era cazul să fie 5 controlori de trafic, nu 9 controlori de trafic, dar în loc de 9 erau 5, și oamenii aceștia nu aveau timp nici măcar, iată, ei nu au avut nici măcar posibilitatea să aibă o pauză, să nu mai vorbim de necesitățile fiziologice, a punctat Sajan, care este președintele Sindicatului Controlorilor de Trafic Aerian. Peste câteva zile a venit cu un răspuns Mold ATSA. Organizația aceasta și ei au dezmințit. Ei acuză angajatul care a dezvăluit incidentul aeronautic că el ar manipula. Zice că el mușamalizează cazul. Dar mie mi se pare că domnul acesta, Sajan a venit cu o listă de argumente, pe când era de așteptat ca și Mold Ața. Control, compania aceasta să dea un răspuns, să punct după punct la fiecare din acuzațiile domnului Sajn. Însă nu am văzut aici la știri un răspuns, a fost doar un răspuns general că domnul acesta ar mușamaleza cazul trist este că uh, organele care ar trebui să se autosesizeze nu am văzut să facă aceasta. Mă gândesc, primii care ar trebui să ia acțiune sunt companiile aeriene care apelează la serviciile uh, Moldața. Și uh, ei ar trebui ține de, de pasagerii lor, ține de securitatea pasagerilor lor, securitatea zborurilor lor și de numele lor. Cred că oamenii aceștia ar trebui să se autosesizeze și să știm și noi. Uh, pentru că ne privește uh, noi, cetățenii acestei țări, și nu numai, oaspeții care vin în țara aceasta, noi zburăm, toți cei care uh, pleacă, vin uh, la aeroportul din Chișinău, pe toți oamenii aceștia îi privește. Eu doar săptămâna aceasta am petrecut luni la avion pe învățătorii mei scump, pe Mia și Costel Oglice. Apoi am petrecut profesori, studenții școlii de misiune. Au venit din 12 țări, am avut 50 de oameni care nu chiar toți din, au plecat cu avionul, dar o bună parte din ei au plecat cu avionul și i-am petrecut acolo și mi-e pasă de siguranță acestor oameni. Apoi zilnic avem rude, avem prieteni. Suntem o țară mică unde foarte bine, ne cunoaștem unii pe alții și ne pasă foarte mult de toți acei care zboară. Așteptăm să fie investigat cazul acesta, să știm ce se, ce se, întâmplă, cum, cum nu, nu se poate să rămână așa. De altfel, dacă nu se autosesizează cei, mă gândesc, din organele care, în competența cărora, ține rezolvarea acestui caz, Poate ar trebui să se gândească și ei, că au și ei persoane scumpe, au rude, prieteni. Ei singuri zboară, cei din guvern zboară, îi privește pe toți. Trebuie cazul acesta rezolvat. Dacă sunt anumite probleme și pe semni că sunt anumite probleme cu controlul acesta de trafic aerian, atunci trebuie să fie întreprinse toate măsurile. În Biblie, Dumnezeu a lăsat așa o lege poporului Israel. Și spune acolo, când zidești o casă nouă, să-ți faci un pălimar în prejurul acoperișului, ca să nu duci vină de sânge asupra casei, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. Vedeți, atunci în vechime Dumnezeu a spus să întreprindem toate măsurile pentru siguranța oamenilor scumpi nouă, tuturor oamenilor pentru siguranța tuturor oamenilor. Trebuie să întreprindem tot ceea ce ține de noi. Apoi, Scriptura spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Continu ne lovim în societatea noastră de această lipsă de dragoste pentru aproapele. Dacă îți pasă de aproapele, atunci numai decât vei întreprinde totul pentru a -i proteja viața, pentru a-i asigura uh, protecția, siguranța, acestui om, acestor oameni. E De aceea așteptăm și de la companiile acestea, de la toți care sunt implicați în acest caz, să întreprindă ceva. Respect pentru domnul acesta Eugen Sajen, dacă așa este cum spune dumnealui, dacă a fost acolo în pericol, îmi dau seama că el și-a asumat e, anumite riscuri la care se expune ca să scoată la suprafață cazul, dar din moment ce a văzut că nu se întreprinde nimic, omul acesta a făcut public e, cazul. Și... E, dacă așa este cum spune dumnealui și cei de la Moldața nu întreprind nimic, atunci asta ne întrestează și ne face să avem puțin sau să nu avem încredere în dumnealor. Mai mult încredere am avea dacă oamenii aceștia, în caz că este adevărat, sunt anumite probleme acolo, ar ieși, ar recunoaște și ar cere iertare de la noi și ar depune tot efortul pentru înlăturarea acestor probleme, atunci ne-am bucurat și am aprecia lucrul acesta mai mult. Dumnezeu să ne ajute pe toți să înțelegem cât de important este să prețuim viața aproapelui nostru, cât de important este să-L iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Și un om care nu are frică de Dumnezeu, un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care nu-L înțelege, nu știe cuvântul lui Dumnezeu, nu apreciază valoarea vieții umane. Viața omului este foarte scumpă și tocmai de aceea trebuie să prețuim viața, să facem totul pentru a păzi viața, pentru a păstra viața, atât viața aceasta, cât și pentru a-i asigura omului tot ce putem ca să aibă viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Și, apropo, la urmă, aș vrea ca să închei și cu gândul acesta ca să vedeți cât de cât de aproape este pericolul de fiecare din noi. Acum, săptămâna aceasta este înmormântat un credincios, un bărbat credincios, un inginer de sunet, inginerul de sunet al trupei Not Idol, cea mai renumită trupă din țara noastră acum, care concertează și în țară și peste hotarele ei, în Rusia, România, în multe țări, și iată inginerul de sunet un bărbat de 42 de ani, pe nume Vitalie, am uitat numele de familie, Slupețchi, da. Deci, acest bărbat a murit subit, într-o seară s-a întâmplat ceva, o vână i-a crăpat și, iată, viața lui s-a curmat aici, la vârsta de 42 de ani. Gândiți-vă numai câte pericole. Mă gândesc toți acei oameni, 40, 140 de oameni care zburau în ziua aceea, posibil au văzut avionul celălalt trecând pe lângă ei, dar alții poate nici nu l-au văzut, nici nu au realizat cât de mare a fost pericolul. Mă gândesc, piloții au realizat, dar ei nu au realizat că au fost la un pas de moarte. Ei, așa... Uh, suntem noi, așa trecem pe la un pas de moarte. Tocmai de aceea, dragii mei, este foarte important fiecare de noi să ne gândim unde plecăm în caz că vine moartea așa pe neașteptate și de fapt moartea vine pe neașteptate în cele mai multe cazuri. Unde plecăm? Dumnezeu ne cheamă Domnul Iisus Hristos cu aceasta și a început slujirea pe acest pământ. El a zis, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor s-a apropiat. Domnul Iisus continuu i-a chemat pe oameni la pocăință. Și astăzi este ziua când trebuie să se pocăiască fiecare om. A te pocăi înseamnă a te dezice de la viața în păcat, de la viața fără Dumnezeu, de a te întoarce cu toată inima la Dumnezeu, de a-L primi pe Domnul Isus Hristos ca Domn, ca să urmezi în totul învățătura Lui și de a trăi potrivit cu cele scrise în Sfânta Scriptură. Și apropo, exact lucrul acesta trebuie să-l facă și cei care au fost implicați în acest incident aviatic și să, să se pocăiască de păcatele lor și să-i mulțumim cu toții lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat marea tragedie. A fost o dovadă a milei lui Dumnezeu. Și toți acei care ați fost în acel avion, vreau să vă gândiți la aceste cuvinte din Scriptură care spun așa, și tu omule care judeci pe altul. Nu te poți dezvinovăți că prin faptul că judeci pe altul, te învinovățești singur. Sau, zice acolo, desprețuiești bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii a lui Dumnezeu. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Ei, dacă a trecut avionul acela mic la 10 metri pe lângă avionul mare, dacă au scăpat cu viață toți acești oameni, aceasta a fost o manifestare a dragostei lui Dumnezeu, a milei lui Dumnezeu, a bogăției bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbderi, care te îndeamnă la pocăință. Dar, spune acolo, cum petrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății lui Dumnezeu. Deci, prin faptul că respingem, îl respingem pe Dumnezeu și după ce vedem aceste manifestări nemaipomenite a milei lui, prin faptul că îl respingem pe el, ne adunăm o comoară de mânie. Cei care fac aceasta, cei care îl resping pe Dumnezeu și nu vor să se pocăiască, ei își adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să vă ajute să fiți adevărați ucenici ai Domnului Isus Hristos, să urmăm în totul învățătura Lui, să-L iubim pe Dumnezeu și să-L iubim pe aproapele și să ne rugăm ca cei de care ține rezolvarea acestui caz să se implice, să-L ducă până la urmă și să fim siguri că au făcut tot ce ține de ei pentru siguranța pasagerilor. Însă, să nu uităm, siguranța noastră a tuturor este de la Dumnezeu, care spune în Sfintele Scripturi, dacă nu păzește Domnul o casă, degeaba vechează, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cei ce o păzesc. Să ne punem nădejdea în Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu și să facem tot ce ține de noi pentru a asigura pentru a-i face bine aproape lui nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze!